Corona Brașov ar fi sărbătorit promovarea în cazul unui succes cu FC Argeș, însă alb-violeții s-au autodepășit, astfel că meciul s-a terminat la egalitate 3-3. Toate golurile echipei argeșene au fost înscrise de Adrian Dulcea. Este un punct pentru onoarea clubului FC Argeș și am demonstrat că cu toate echipele care sunt în fruntea clasamentului am jucat. Felicit băieții pentru efort, felicităm pe toată lumea care a participat la acest meci. Prin aceste evoluții din ultima parte a clasamentului, cu echipele din față, noi sperăm să atragem oamenii de fotbal din Pitești, să demonstrăm că nu este locul nostru în divizia A și avem un viitor frumos la Pitești. Am dorit doar să facem un joc bun și să arătăm că FC Argeș are continuitate indiferent de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, indiferent de faptul că patronul nostru a anunțat că renunță la echipă, indiferent de cine va veni în continuare. FC Argeș ocupa acum locul al 7-lea în clasament cu 31 de puncte și vor juca în următoarea etapă cu Al Ros Latina.